Iată, ne ajung și în ziua 24 a vlogmasului. Așteaptă aici un cadou zdrângănitor. Se aude ceva în interior. Abia aștept să vedem ce este. Haideți să-l deschidem. Ce avem aici? Ciocolată? Ciocolată zdrângănitoare. Haide că avem ciocolățele și niște zdrângănele, niște ace. Ac cu gămălie. Gămălie în formă de fundiță. Tare frumoase și drăguțe. Și aici mai avem. Ce avem aici? Cred că este o acoperitoare din aceea pentru pahar. Serena, ajută-mă! Da, fie un suport. Cred că este ori un suport pentru pahar, pentru căni, fie se poate folosi pentru acoperit. De exemplu, când facem un ceai și trebuie să stea la infuzat, îl putem acoperi cu acest suport, acest capac, să-i zic așa. Oricum, așteptăm să ne spună și Serena ce e, da? Să ne lămurească. Și mai avem aici niște nasturi drăguți. Ia uitați ce colorați sunt. În formă de inimioară. Vai, cât sunt de frumoși. Mov, verde, turcoaz, roz. Foarte frumos. Acesta a fost cadoul de astăzi. Deși este o oră puțin cam târzie, vreau să vă doresc să aveți parte de sărbători frumoase alături de cei dragi, de bucurii, să aveți parte și de zăpadă, chiar dacă la noi nu este, încă se lasă așteptată. Încă mai cred într-o minune de Crăciun și sper să apară măcar câțiva fulgi. Să vă bucurați de sărbători. Să vă bucurați de timpul petrecut cu cei dragi, de timpul petrecut cu voi. Avem nevoie de timp și pentru noi. Luați-vă măcar 5-10 minute pe care să le petreceți așa, în tihnă, voi cu voi. Să vină moșul încărcat de cadouri și de sănătate, că știm că asta e cea mai bună dintre toate și în vremurile astea chiar se potrivește, chiar că e cea mai bună. Și eu vă aștept și mâine să deschidem ultimul cadou din Vlogmas.